Spre deosebire de anii trecuți, când gospodinele plecau cu plasele pline din piețe, anul acesta craiovenii vin mai mult să testeze prețurile. Se opresc la tarabe, întreabă cât costă kilogramul, se uită la calitatea mărfii, iar în final prea puțini aleg să cumpere, și nu cantități mari. Cel mai puțin se vinde gogoșarul din cauza prețului piperat. Foarte ieftine, nu vedeți? Un gogoșar 60.000, 65. Și vă permite să mai cumpărați, să puneți... De unde? Cumpărai ceapă cu un leu kilogramul ca să pot să trăiesc din pensia care o am. Unii craioveni au ajuns să înțeleagă pe producătorii care vând la prețuri mai mari. Vă pot să faceți cumpărăturile pentru murăturile de iarnă? Așa să zicem. Deci, și cum vi se fac prețurile? Acceptabile, ce să facem? Asta e. E și munca dumnealor. Asta e. Unii au alte motive pentru care nu prea cumpără. Păcat că nu sunt produse autohtone. Asta este singura mea nelămurire și singura mea nedumerire. De ce nu comercializează produsele românești, ale noastre? O doamnă care comercializează legume a încercat să ne explice de ce prețurile sunt mai mari la unele produse. Cât este kilogramul de varză? Un leu. Și gogoșarul? Și gogoșarul am văzut ieri la 5-6 lei pe piață, deci nu este gogoșar. La varză este în destul, lumea ia morcov, un leu 50 și e mai ieftin. De ce credeți că au crescut prețurile atât de mult la gogoșar? Probabil dacă a fost ploaia asta, foarte multă ploaie, s-au mănit, roșiile s-au mănit, gogoșarul s-a mănit și din cauza asta este producția foarte mică. A început lumea să cumpere varză pentru murături? Nu prea. Care este cauza? Cauza, cred că nu e timpul, cred. Trebuie să vină mai târziu? Vină să cumpere pentru murăturile de iarnă? Mai e greu. De ce? Eu știu, n-au bani, sunt necăjiți oamenii. Sunt și produsele mai scumpe față de anii trecuți? Nu sunt. Mai scumpe față de anii trecuți nu sunt produse. Astăzi, în piețele din Craiova, un kilogram de gogoșar se vinde cu 5-6 lei. Roșiile erau în medie 3 lei, ardeiul capia costă 4 lei. Mai ieftini erau morcovii, vinetele și castraveții.